Consilierul juridic al societății Urbana, care a luat mită de la o femeie care i-a promis o locuință socială în municipiul Sibiu, ar putea scăpa de pușcărie. Acesta și-a recunoscut fapta, astfel că procurorii au propus o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Acordul de recunoaștere a fost transmis în instanță, iar zilele următoare urmează să fie dată decizia. În prezent, angajatul se află sub măsura controlului judiciar. Scandalul acuzaților de omor de pe secția Aticovit a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu a făcut vâlvă mare la începutul lunii martie, atunci când o fostă asistentă aducea acuzații grave, conform cărora pacienții infectați cu coronavirus erau omorâți cu bună știință de către cadrele medicale. Procurorii sibieni au deschis un dosar, a cărei soluție s-a amânat de la o lună la alta. După 9 luni, s-a stabilit faptul că pacienții respectivi nu au murit ca urmare a unor acțiuni săvârșite cu intenție de medici, iar încadrarea juridică a fost schimbată de la omor calificat la ucidere din culpă. A fost zarvă mare joi în zona industrială vest din municipiul Sibiu. Șoferii care au trecut pe acolo au dat nas în nas cu DIICOT-ul, care a desfășurat o amplă acțiune de verificare. Un conducător auto a picat în plasă, iar asta fiindcă s-a urcat drogat la volan. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.